Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi avem parte de o zi specială. Eu sper că v-ați bucurat suficient până la această oră și din acest moment să o țineți tot așa în sărbătoare, pentru că la un moment dat ne plângeam și pe bună dreptate că nu avem suficiente sărbători legale, astfel încât să ne acordăm, ca să spun așa, cu tot ceea ce înseamnă mentalitate occidentală. În Occident sunt, nu știu câte, vreo 40 de sărbători, dacă nu mai bine, de-a lungul anului. Noi mai avem până să ajungem la acea cifră, dar dacă astăzi s-a nimerit să fie, cred că avem un singur regret, dintr-un anumit punct de vedere, și anume acela că nu am avut parte de o zi foarte frumoasă din punct de vedere meteo, astfel încât să mergem la grătare sau la orice altceva. Hey, cam sub aceste auspicii mi-am chinuit invitatul de astăzi, pe care îl stresez de vreo două săptămâni cu telefoanele pentru o ediție specială, pentru că vom discuta astăzi despre fotbalul județean, de finalul acestui campionat. Și de ce nu vom încerca să abordăm și ceea ce ne va rezerva următoarea ediție de campionat, ce va începe în această vară. Așadar, Asociația Județeană de Fotbal, prin președintele acestei instituții, prezentă astăzi în platoul Bucovina Sport Action. Bună seara, bine ați venit, domnule Aurel Daicu. Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc în acest moment. Care și-au mai rupt așa un pic din petrecere să vadă cam ce avem de povestit. Eu zic că avem de povestit suficiente lucruri frumoase. Până la urmă s-a încheiat, am tras linia peste tot ceea ce înseamnă competiție organizată de campionatul județean. Avem și o promovare în Liga a treia. Asta înseamnă încă o dată, pentru cine nu a înțeles poate acest lucru, ceea ce oferim noi aici în campionatul județean e un campionat până la urmă puternic, pentru că cred că avem aproape anul și promovarea, dacă nu mai bine. Da, este al 10-lea an consecutiv. Bine, și cu toate astea, în momentul de față avem doar 3 echipe în Liga a treia, dar până la urmă, dacă tragem așa o linie și vedem cum s-a întâmplat să fie așa, o să vedem și de ce, că am avut o campioană care a reușit să promoveze, dar nu a mers în Liga a treia, invocând motivele financiare. Da, una peste alta, mulțumit de ce s-a întâmplat la nivelul Ligii a patra și Ligii a cincea? Domnul Marius, așa după cum se știe, pe data de 2 iunie s-a tras cortina peste campionatul 2012-2013, fiind ultima etapă încheiată cu Liga a 4-a. Celelalte categorii au terminat cu mult mai înainte datorită programului competițional. Dar cortina adevărată am tras-o miercuri după finalul jocului de la Dorohoi. Așa după cum se știe, campioana noastră, FC Pojorâta, a învins cu scorul de 2-1 campioana județului Iași, viitorul Târgu Frumos, și astfel am mai demonstrat încă o dată că județul Suceava își merită locul la nivel de țară. Așa după cum spuneam, suntem clasați cam al 4-lea JF pe țară. Și de ce nu, palmaresul de când sunt la Asociația Județeană de Fotbal este al 10-lea an consecutiv când campioana noastră reușește promovarea. Asta, în primul rând, că sunt mai multe de discutat, dovedește încă o dată în plus că avem un campionat bun, un campionat puternic, și oricare echipă... Atenție, în condițiile în care Pojorâta nu a defilat prin campionat. Am putea spune că nu a defilat, dar au avut oarecum o dominare consistentă. Faptul că n-a dominat demonstrează ce exact, ți-am spus, exact, că există un campionat bun, nu numai primile de la jumătatea clasamentului în sus, ci chiar și cu ultima clasată, dacă se disputa o etapă, oricum jocul nu era, cum se spune, dinainte câștigat.
Păi asta vreau să scot în evidență. Sunt două lucruri. Eu când spun că fotbalul care se desfășoară la nivel de județ e un fotbal ridicat din punct de vedere calitativ, asta s-a dovedit și se va dovedi încă o dată și cred că și următorul an și așa mai departe. Dacă pe această statistică AJF Suceava iese pe locul 4, iarăși e o altă poveste. Ce ne doare pe noi cei mai mulți e reprezentarea la cel mai înalt nivel. În momentul de față suntem cu echipa Faneona județului la nivel de Liga a doua și conform poveștilor bine știute, încă nu știm ce și cum, pentru că nu mâine, poimâine vor avea de disputat un meci, deci s-a încheiat și neîncheiatul, adică și Liga a 5-a, Liga a 4-a s-a încheiat absolut tot, dar noi cu Rapid CFR Suceava încă nu știm care e povestea. Dar o să fie unul din palierele discuției de astăzi. Pentru o reprezentare cât mai bună la un nivel cât mai înalt, aici clar discutăm de cu totul și cu totul alte coordonate. Discutăm în primul și în primul rând de sprijinirea financiară a unei echipe. Dacă până la un anumit nivel se vede talentul, și asta e cât se poate de clar, susțin ideea că la nivel chiar și de Liga a doua, dacă am strânge toți jucătorii buni din județul ăsta, n-am face o echipă competitivă în Liga a doua, asta sunt câte... În ceea ce privește sprijinul financiar e cu totul și cu totul altă poveste și aici aș apela mai curând nu la președintele Asociației Județene de Fotbal Aurel Daicu, ci la fostul conducător la Foresta Aurel Daicu, pentru a dumiri din punctul ăsta de vedere. Pentru că altfel, discutăm așa, avem un campionat puternic în cea mai urâtă perspectivă, cum de altfel așteptăm și rezultatul la UEFA în ceea ce privește pe Steaua, dar în cea mai urâtă perspectivă, dacă Rapid CFR-ul nu va reuși să câștige meciul de miercuri cu Sportul Studențesc, asta înseamnă retrogradare, dar înseamnă, în altă ordine de idei, un județ, Suceava, cu patru echipe în seria a treia, în Liga a treia. Domnul Marius, haideți să luăm de la început, adică să vorbim în primul rând despre fotbalul nostru autohton, fotbalul local. Asta pe care îl păstorez. Deci cele trei echipe care practic... Știți cum e? Liga lui Mitică, aici e Liga lui Aurel, nu? Sau Liga AJF-ul. Liga AJF-ul. Avem într-adevăr în momentul de față cele trei echipe care ne va reprezenta începând din luna august, probabil în a doua parte a campionatului se va da startul, în Liga a treia. Dar produsul plus valoarea fotbalului nostru sucevean o găsim și la Liga a doua. Să nu uităm că CFR-ul a plecat tot din curtea noastră. Corect. Faptul că avem o echipă care ne reprezintă în Liga a doua, cele trei care sunt în Liga a treia și mai avem încă în momentul de față câteva echipe, nu aș vrea să nominalizez una, două, să nu se supere celelalte dacă eventual nu nominalizez. Corect, toți sunt copiii dumneavoastră. Care în momentul de față, oricând ar face față la nivelul Ligii a treia, doar cu o mică cosmetizare. Cosmetizare și infuzie financiară, pentru că chiar și la nivelul ăsta Liga a treia e suficient de costisitoare. Sunt două lucruri distincte, dar fără ele nu se poate rezolva absolut nimic. Este vorba, în primul rând, partea financiară și, pe urmă, partea de infrastructură, respectiv partea umană, de unde se pornește la selecții și județul cu puterea de selecții, dacă are potență să poată alimenta echipele. Ori, regretatul și cunoscutul mare om de fotbal, Titi Teașcă, avea o expresie. Copiii se fac cu instrumentul și fotbalul cu bani. Indiferent cât ne-am învârtit noi, unde ne-am duce, dacă nu organizăm infrastructura și partea cealaltă de bani, mă refer la salarii, la echipament, la toate cheltuielile care sunt strict necesare pentru asigurarea condițiilor optime de, la nivelul etapei unde ne aflăm. Liga a 5-a, Liga a 4-a, Liga a 3-a, Liga a 2-a și așa mai departe. Deci pe fiecare palier în parte există un anumit program, o anumită organizare și
cine face față din punctul ăsta de vedere, poate să discute mai departe de performanță și de celelalte lucruri. Ori situația comparativă cu celelalte județe din țară, criza a existat peste tot. Și criza există acolo unde se ascunde și după neputință. Dar acolo unde există voință, există dorință ca să se realizeze ceva, nu se poate. Domnul Mares, eu am mai discutat cu câteva ocazii când am mai fost la emisiune la dumneavoastră și din păcate am fost nevoit și vreau să spun lucrurilor prin nume. A trebuit să arăt unele aspecte pozitive și care ne mândrim că de aici vin rezultatele și totodată apare și partea negativă, pentru că acolo unii nu sunt rezultate. Și n-aș vrea să se supere cineva pe mine, dar eu n-am încotro, trebuie să spun lucrurile prin nume. Băi, dar și acolo ajungem astăzi. Da? Bă, știți cum? Mie îmi place să primesc orice discuție evidențiind problemele sau părțile pozitive ale ecuației. Domnul Marius, rezultatul de miercuri ne bucură pe toți și ne arată că de la cel mai mic până la cel mai mare și cu implicația pe care o a avut-o în organizarea fotbalului sucevean, este rezultatul tuturor. Știți care a fost marea mea bucurie după rezultatul ăsta? Marea mea bucurie. Ca sucevean. Ca suporter al sportului sucevean. Marea mea bucurie a fost că la respectivul meci a fost prezent președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, prefectul județului Suceava, domnul Florin Sinescu. Este un lucru... Asta a fost lucru cel mai mare. Este un lucru... Domnul Valerian Solovăstru, director tehnic de la Direcția Silvică Suceava, subprefectul Constantin Harasim. Asta a fost bucuria mea maximă. Domnul Mares, asta eu vreau să vă spun că bucuria mea și îndemnul... Bun, am prins un curaj mai mare în sensul că mă uitam, eu am mers de multe ori observator la Dorohoi și știu cu exactitate că trebuie să menționez și în raport, stadionul din Dorohoi are 2500 de locuri pe scaune. Oricine a fost la, acolo la teren a văzut că nu mai erau locuri, oamenii stăteau în picioare. Am văzut așa oarecare statistică apreciată de unii sau alții, spuneau că au fost în jur de 5-600 de spectatori. Total greșit. Nu am niciun interes să spun că au fost 2.000, 3.000 de oameni sau 10.000. Nu are importanță. Important este că atât în timpul jocului și în mod special după joc, am văzut pe fața miilor de oameni care au fost acolo, eu cred că au fost peste 1.000 de suceveni din zona Rădăuțului, din zona Siretului, din zona Vatra Dornii. Deci, de cu alte cuvinte, Pojorâta, evident. Bineînțeles, Pojorâta, nu mai vorbim. Deci vorbim de la intrarea în județ de la Drăgușeni, dacă vreți, până la Poiana Ștampii, am văzut oameni și toți au trăit momentul și s-au bucurat de rezultatul echipei noastre. Asta încununată, într-adevăr, cu prezența tuturor factorilor de importanță de conducerea județului în nostru. Ultimii ani, cei care s-au aflat pe aceste poziții de conducere nu au ajuns la meciuri, la meciuri de fotbal, de handbal, de maniera asta. Cred că este un semnal bun din partea domnului președinte de Consiliul Județean, din partea domnului prefect, din partea Direcției Silvice, care este una din cele mai mari direcții silvice din țară. Și probabil că și dumnealor au informații și au dat seama că într-adevăr la Pojorâta se află un om deosebit în fruntea acestei localități. Vorbesc rezultatele și aspectul și modul cum sunt conduse lucrurile în această localitate și iată că și-a găsit timp, și-a găsit sursă financiară de ceea ce vorbeam noi și echipa a avut condiții bune la nivelul unde a activat și uitați că totul a fost organizat ca la carte. Totul a culminat cu această promovare. Această promovare care nu este atât de ușor. În cele 90 de minute e vorba că se desfășoară activitatea unui campionat întreg. Asta, cu meciul, cu emoții, cu tot ce vreți. Asta se poate discuta la capitolul stresului și a emoțiilor care
intră în... Pentru județul nostru, ca să coinchid ideea din care am pornit, pentru județul nostru, eu zic că este un lucru extraordinar de benefic și un semnal că se poate face fotbalul de performanță și dacă o să ne permite timpul. Eu, ca om care am trecut de la nivelul județului, Liga a 3-a, Liga a 2-a, Liga a 1-a, și acum 10 ani de zile de când sunt la Asociația Județeană de Fotbal, în cei aproape 40 de ani de fotbal, cred că și cei mai buni prieteni ai mei sau mai puțin buni nu poate să fie contra experienții pe care am adăugat-o și o am, și spun că Suceava poate să, printr-o bună organizare, există materia primă pentru a organiza fotbalul de performanță la nivelul. Da, vedeți dumneavoastră, trebuie și un prim, și un prim semn de, de genul acesta, cum, cum am spus. Eu vă spun sincer, asta, cred că asta a fost marea, marea mea bucurie, pentru că atâta timp cât discutăm, bun, în ceea ce privește Pojorâta, echipa în sine, către care se îndreaptă și toate felicitările noastre, e de dat jos pălăria în fața lor fără nicio problemă, dar repet, parcă un pic mai mult mă bucur de faptul că autoritățile actuale au arătat că sunt alături de sport și nu doar, doar din, din vorbă. Au fost acolo. O deplasare până la Dorohoi, pe lângă cele 90 de minute, mai presupunem că câteva minute bune până acolo și, și înapoi, da? Deci, și ca să-ți găsești loc pe agenda ta, care este și așa foarte aglomerată, eu cred că e, e un semnal extraordinar. Nu știu, rămân la ideea. Domnul Marius, pentru, vreau cred să că fiu, e momentul zero, ca să spun așa. Vreau să fiu cât mai modest pentru a nu se înțelege că eu nu obișnuiesc să folosesc cuvinte pompoase. Ce, așa după cum am spus, îmi place să spun lucrurile prin nume. În cei aproape 40 de ani de activitate, peste 10 ani la Liga 3, peste 15 ani la Liga 2, 3 ani și ceva la, la Liga 1, și la nivelul județului, mult mi-aș fi dorit să am în, în activitatea mea oameni de, de genul domnului primar Codreanu Bogdan de la Pojorâta. Când spun asta, în afară de faptul că este într-adevăr un, un om tânăr, un om de inițiativă, un om, un om care într-adevăr vrea să facă ceva pentru oamenii de acolo și fericit de ei că au așa un om care poate să, să materializeze toate bunurile care sunt în, în, în zona respectivă. Deci în afară de agenda care a unui primar zilnic este foarte încărcată, dumnealui și-a găsit timp până când a ajuns la baraj. Corect. În problema barajului, vreau să vă spun că echipa s-a deplasat de luni dimineață la Dorohoi. Domnul primar a avut niște activități, niște proiecte pe la București, a venit de la București și s-a alăturat echipii. Le-a asigurat condiții de cantonament fără nicio deosebire de o echipă de Liga a doua. Mă refer la alimentații, la condiții de cazare, la condiții de antrenament și, bineînțeles, aici vreau să arăt că, într-adevăr, beneficiază de aportul unui antrenor deosebit de bun, un bun pedagog, un bun psiholog, Dănuț Mândrile. Este, am înțeles, profesor de educație fizică, fost fotbalist de performanță, un om extraordinar. Să știți că la stresul mare, indiferent care ar fi, cât, cât de, de profesionist ar fi un fotbalist, fiind miza calificării, nu se poate să nu ai câteva kilograme de gheață lăsate pe glezni în momentul când începe jocul. Ori, aceste zile de pregătire, în mod special, noi am încheiat campionatul pe data de 2 iunie. Și am avut o discuție cu Dănuț. Dănuț, depinde de tine în această perioadă, să faci o evaluare pe fiecare jucător în parte, cum stă cu pregătirea fizică, cum stă cu psihicul, cum stă cu, cu toate problemele. Și nu trebuie să, să bagi nimeni în problema de organizare a ta. Și s-au văzut că, într-adevăr, a avut o mână de fier și a stăpânit, cum se spune, expresia foarte importantă și deasă în fotbal, a dominat și a controla vestiarul. Asta este un lucru extraordinar. Pentru că atât echipa noastră, cât și aspeții de la Hârlău,
Au avut momente, estetic. Au avut momente când au dominat și au avut momente când au fost dominați. E, aici este marele secret, să știi ca barca să o poți menține pe linia de plutire. În momentul când ne-au egalat, ne-au venit și handicapul să ne elimine un jucător și a rămas în 10 oameni. Mare lucru a fost că a reușit să-i strunească de așa natură că la sfârșitul celor 90 de minute scorul a fost egal și ne-am dus în prelungiri. Iar în prelungiri, într-adevăr, echipa care stă mai bine psihic, stă mai bine la pregătirea fizică, ați văzut prin jucătorul cu un jucător cu mare tehnică și sigur pe el Nebeș, a înscris golul victoriei și a adus bucuria la noi. Eu sunt convins că domnul primar de la Pojorita va face, așa de altfel cum o promis, va face o figură extraordinar de frumoasă în zonă și eu, domnul Marius, eu am un deosebit respect și de celelalte orașe care sunt orașe, comparativ cu Pojorita, nu putem compara partea economică de la Vatra Dornii, de la Câmpul Lung și de la Gura Humorului, ca să zic numai din zona de acolo, zona de munte. Cu tot respectul, cunosc pe domnul primar Bancheș de la Vatra Dornii și mai ales pe fiul lui, care este și consilier județean, și cu această ocazie îi salut pe amândoi, dimineața, când iau micul dejun, în afară de ce pun ei pe pâine acolo un pic de unt și cu, știu eu, dulceață, sunt convins că pune și fotbalul. Sunt convins la Vatra Dornii, da? La Vatra Dornii. Dar dumnealor, în momentul când au preluat frâiile primăriei din Vatra Dornii, într-adevăr am înțeles că au avut niște probleme financiare, bugetul era golul aproape de tot, erau amenințați cu întreruperea curentului electric, deci iluminatul în Vatra Dornii, apă, căldură și așa mai departe. E, cu tot normal, astea sunt depuse în fața ei. Au trecut și astea și sunt convins că cei de la Vatra Dornii nu se vor lăsa mai prejos față de puterea economică a celor de la Pojorita. Nu cunosc bine pe domnul primar Negru de la Câmpul Lung, dar am înțeles că este un om de dialog, un om deschis pentru toate activitățile, pentru care și sportul, și o să-mi fac timp în vacanța asta să ajung pe la Câmpul Lung și sunt convins că și la Câmpul Lung se pot face lucruri bune. Nu mai spun de Gura Humorului, care domnul primar la Gura Humorului dispune și în afară de partea umană. Deci acolo există o echipă de juniori bună, un centru de copii și juniori. Dar în plus sunt câțiva oameni, antrenori, profesori, foști arbitri, așa, care cunosc acest fenomen și acolo trebuie să fie performanță fără drept de apel. Noi aveam așa, stau minerul Vatra Dornei, astea Câmpul Moldovenesc, care nu mai e și deloc. Minerul Gura Humorului, nu? Minerul Gura Humorului. Erau echipele care au fost erau salbă. Gura Humorului a fost în Liga a doua. Da. Gura Humorului a fost în Liga a doua. Câmpul Lungului, istoria știm că CCA-ul, actuala Steaua, este pornită din Câmpul de aici, Lung. De la noi, din Câmpul Lung. Din Câmpul Lung. Deci, eu îmi pun mare speranță. Steaua Minerul a fost tot în Liga a doua, da, nu? Sigur că da. Cum să îmi pun mare speranță că cele trei orașe, ca să nu mai spun Fălticeniu, Rădăuțu, ați văzut acum că s-au întărit cu Frătăuții, așa, orașele, municipiile din județul nostru, măcar cel puțin la nivelul ligii a treia, trebuie să... Da, vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. Eu asta vreau să evidențez, acum poate vă bucurați, adică normal, prin asta se definește munca dintr-un an competițional, când o echipă câștigă pe bună dreptate, o vezi și în meciul de baraj, câștigă și acolo și se încheie totul bine. Dar practic pierdeți o echipă model pentru celelalte din campionat, din Liga a patra. La dumneavoastră pleacă în Liga a treia, adică
va trebui să vină altcineva din urmă, nu? Bucuria mea este în fiecare an să plece câte un model pleacă pentru celelalte și totodată din urmă. Există această creștere după aceste promovări? Ce spun promovările din ultimii ani? Obligat, deci ca răspuns la prima întrebare care a spus-o dumneavoastră vis-a-vis de calitatea campionatului care îl încheiem, vă spun, am aici o statistică, deci vorbim pe cifre. Campionatul recent încheiat este unul din poate cel mai disciplinat față de campionatele anterioare și când vorbim de disciplină, în primul rând vorbim că echipele se ocupă de calitatea jocului. Ori spuneam și îmi mențin ceea ce spun, ceea ce am văzut noi la barajul acum de la Dorohoi, sunt convins că în spatele, deci dacă nu era Pojorâta și mai erau încă trei, cel puțin trei echipe, mă refer la Iacobeni, Mălini și de ce nu, dar dacă avea dreptul de promovare CFR-ul sau Sporting-ul, deci erau echipe care oricând puteau să facă față pentru a câștiga barajul. Asta este un lucru enorm de bun. Nu putem să spunem că tot la fel de bine avem un fotbal bun și la Frătăuți și la uitați chiar Boroaia, dacă a fost în zona de retrogradare, dar au avut la un moment dat un start, cum să spunem așa, un moment în care au avut 4-5 victorii legate una de alta. Asta arată evoluția bună a echipii și faptul. De ce nu că și la Boroaia s-a construit ceva? Vorbim pe cifre, dar întâi luăm un moment de pauză. Da, suntem din nou în direct. Mulțumim pentru legătură. Haideți să continuăm poveștile noastre. Spuneam că, de fapt, nu-s povești, că acum intrăm chiar pe cifre, după cum ați spus. Și, ca de obicei, sunt convins că ăsta e adevărul. Adică, întotdeauna, oricât am încercat noi să mai coafăm ceva din rezultate, să mai aplanăm niște conflicte mici pe aici, pe acolo, pentru că, slavă Domnului, într-un campionat întreg vă confruntați cu zeci de probleme de asemenea manieră, cred că atunci când la un final de campionat se trage o linie și ne uităm acolo, domne, meciuri disputate, dar disputate, nu povești, stai că nu am ajuns la deplasare, stai că n-am bani de barem de arbitri, vezi ce s-a întâmplat inclusiv la Liga a doua. Deci când trage o linie și vezi că meciurile s-au disputat corect, că statistic vorbind numărul de cartonașe roșii în scădere, că numărul de etape de suspendare în scădere, că numărul jucătorilor accidentați e tot mai mic, discutăm de mai mult fotbal. Cred că aici, la un moment dat, cifrele nu mai pot fi bătute nici într-un fel. Domnul Mărăs, spuneam că campionatul recent încheiat ne arată că, într-adevăr, de exemplu, la Liga a patra au fost sancționați 89 de jucători pe tot campionatul, cu 135 de etape. Asta înseamnă la 16 echipe pe total. La Liga a 3 avem 3 serii, dar la Liga a 5 avem 3 serii, dar ținând cont că acolo sunt numai 11 jocuri, au fost 12 jocuri, pe total, tot cam aici ne înscriem ca și la Liga a 4-a, cu 66 de jucători, cu 170 de etape. Evident că au, cât pe aici, pe acolo, așa, au mai fost câteva cazuri izolate. Dar probabil și faptul că s-a instituit la nivel de județ acea comisie de combatere a violenței în sport, din care aici aș vrea să mulțumesc pe această cale Inspectoratului Județean de jandarmi și, bineînțeles, Inspectoratul Județean de Poliție, că aici am avut o colaborare foarte bună. În fiecare marți vinea reprezentantul jandarmilor la noi la AJF, analizam la Liga a 4, la Liga a 5, acolo unde erau jocuri de, cu un grad înalt de periculozitate, să-i spunem, sau... Așa, făceau eforturi și mergea echipă de jandarmi. Ori prezența lor acolo și mai mult de atât, chiar dacă
situația poliției a fost mai grea, pentru că ei mai pleacă și în misiuni, mai au și teren de făcut, dar... Deci jandar meu, asta e apanajul lor. S-au făcut exact timp, în mod special acolo ne-am atenționat noi că sunt jocuri mai importante și acest aspect a... Domnul Daică, eu nu vreau să dăm în filozofie. Știm foarte bine că fotbalul nu e doar fotbal. Hai că l-am organizat noi, hai că jucăm. Fotbalul e un fenomen în sine. Atrage atât de mult interes încât vă spun eu că aproape că nu mai are sens să discutăm. În timpul acestei emisiuni, mă uitam și mă sună și amici de-ai mei, îmi trimit semnale. În ceea ce privește, tot astăzi ar trebui să se dea un verdict în ceea ce privește Steaua București de la UEFA. Ori ei au spus acum, deși au amânat, trebuia să fie undeva la ora 12, după aia au amânat pe la ora 2, acum au amânat până la ora 8. La ora 8 s-ar putea să afle, adică acum să dea drumul cumva la... ori din lăuntru acolo, din UEFA, au răzbătut mesaje, stai că acum noi de fapt am dat decizie, dar acum noi o scriem, o redactăm ca să nu fie cu virgulițe. Și... e sărbătoare mare, dar oamenii sunt interesați de ce se întâmplă, ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă cu Rapid CFR-ul. Pentru că domnul Petracovici, da, spune așa, care este situația meciului FC Sportul Studențesc Rapid CFR? Domnul Petracovici, din ceea ce știu eu, meciul se joacă. Va trebui să se joace miercurea asta, n-am reținut ora, pe stadionul Giulești, acolo joacă. Va trebui să se prezinte Rapid CFR Suceava la meciul respectiv. Da. Haideți să discutăm un pic de meciul ăsta, pentru că întreabă oamenii. Oamenii au perfectă dreptate, pentru că... E echipa Fanion, nu? Adică noi discutăm de fotbal aici, ei ne reprezintă la cel mai înalt nivel cât putem la ora actuală, nu? Eu vă dați seama că nu sunt în măsură și nu am calitatea să... Dar aveți experiență să discut despre deciziile Comisiilor Federației Române de Fotbal, dar ca cetățean al acestui județ, ca om care am trăit atâția ani și în fotbal, vă spun cu mare regret, nu pot să-mi dau seama pe ce criterii, după ce metode, nici în analele, nu știu cui... Unii mei prieteni de la Gazeta SV dau un citat de-a lui Mircea Sandu, preluat de la Mediafax, atenție, deci o agenție de știri cât se poate de serioasă, citatul sună așa, adică astea sunt cuvintele lui Mircea Sandu. Alexandru Diaconu a interpretat după bunul plac roaful, care este foarte clar în ceea ce privește plata baremurilor. Cu nu știu de la cine putere, dânsul a făcut o înțelegere cu Sportul Studențesc, care avea o datorie de 30.000 de lei la plata baremurilor, ca ei să plătească până la nu știu ce termen. Nici o altă echipă nu a beneficiat de o astfel de clemență și regulamentul nu-i dă dreptul să facă o astfel de înțelegere. Normal, meciul acela nu trebuia să se mai joace. Astfel a acționat în favoarea unei echipe, și anume Sportul Studențesc, și în defavoarea alteia, Rapid CFR Suceava sau Chindia. Corect, domnul președinte are perfectă dreptate când spune acest lucru. De exemplu, la un joc de Liga a doua, eu nu m-aș prezenta la meci, ca observator, am obligația să cer clubului gazdă dovada, chitanța că a plătit baremul. În condițiile în care nu face dovada că a plătit baremul, arbitrii sunt obligați, respectiv eu ca observator, să menționăm în rapoarte că nu s-au achitat baremurile, iar domnul Diaconu, conform ROAF, conform hotărârii Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal, trebuia să pună în aplicare în termen de 10 zile. Dacă clubul în cauză nu a achitat suma respectivă, nu îi mai planifică la joc. Punct. Deci nimeni nu are... Asta s-a întâmplat, domnul Daicu. Asta s-a întâmplat. Nu i-au planificat. Suceava are hârtie că nu i-a planificat. Exact. Nu i-a planificat. Că meciul Sportul Studențesc Rapid CFR Suceava nu mai este programat din cauza faptului că nu și-au plătit datoriile. Și au trimis pe ăștia ai noștri acasă cu hârtia în mână. Ori după ce echipa se deplasează 500 de kilometri de la Suceava la București și în ziua jocului, domnul Șiman bagă mâna în buzunar și mai găsește niște bani și se amintește el care de-a achitat, nu știu, de a achitat un barem și duce și achită baremul. Și un barem, nu, atenție, că era datorie de vreo 10. În baza la asta se face reprogramarea. Nu, domnilor, ca să oricum decizia noastră nu mai are cum să influențeze rezultatul. Eu am fost și eu consultat de către cineva din cadrul clubului CFR și soluția corectă, juridică, nu este alta decât, având în vedere
decizia Comisiei Federației Române de Fotbal este executorii și planificați, cum înțeles, miercuri acum la ora 18, sunt obligați să se prezinte la joc. În momentul în care primești motivarea deciziei și le menționează cărui for se poate adresa pentru a... De aici, așa, direct la TAS mai mergem, nu? Ei, în cazul ăsta, trebuie să depună... Domnul Daic, știți depună, cât e să deschizi un proces la TAS? Ei trebuie să depună... Astea sunt căile de atac, ne vorbim. Acum, dacă au bani sau nu au bani, asta e. Acum sunt la soluții asta, dar înainte de toate să se prezinte la joc și în condițiile în care au câștigat și au luat punctele și au rămas în divizii, poate găsesc soluția să abandoneze atacul mai departe. Da, dacă nu, avem tot dreptul din lume. Și știți de ce spun că avem tot dreptul și banul. Suntem obligați să facem orice ne stă în putință, pe căi legale, nu ca alții, să menținem această echipă în Liga a doua, măcar prin prisma faptului că eu constat că a fost o mega bătaie de joc în această ecuație, pentru că altfel nu pot să-mi explic, nu pot să fac orice, să înțeleg, adică nu găsesc niciun argument cât de mic, să fie programat un meci la atât timp. Păi, nouă ne-au expirat contractele cu unii jucători. Îi mai poți aduce pe aia să joace un meci corect și pe bune? Domnul Marius, niciodată. Despre ce vorbim aici? Sau cel care nu este în fenomen poate înțelege aspectul că atunci când s-a luat vacanță, s-a tras s-a luat vacanță. Toată lumea a plecat în vacanță ca să mai menții încă două săptămâni. Nu, pentru că unii care, așa cum Suceava e iubită, sunt convins că sunt și suficienți oameni care urăsc, da? Eu sunt așa e în firea umană. Domne, dar nu puteți să bateți niște copii? Domnule, dar nu e vorba de asta. Sunt convins că jucătorii de la Rapid se vor mobiliza la maximum și indiferent cu ce jucători vor juca sportul studențesc, ei trebuie să-și adjudice și punctele, să demonstreze că, într-adevăr, dacă echipa delegarea rămâne... a făcut-o domnul Deaconu la meciul respectiv, că poate mai... Probabil, dar și-a pus și nepotul lui să arbitreze. Nu-i dă publicitate până când... Aha. La pauză, probabil. Am înțeles. Înainte de joc, câteva minute. Domnul Marius, m-am bucurat enorm de mult când am văzut că domnul primar Lungu a făcut o propunere și cred că această propunere ca Suceava în momentul de față să unească cele două cluburi de Liga a doua, respectiv Liga a treia, jucătorii cei mai buni să-i concentreze spre echipa a treia. Și Rădăuțiu este dispus oricând, pentru că... Și din tot județul, un jucător, doi... Manuel Costache, prezent aici în emisiune, a spus în orice moment, echipa Faniuna județului are nevoie de un om de la 2-3... Cu amendamentul, să pună imediat bazele centrului de copii și juniori. Haideți că ajungem și la copii, se pierd foarte mult juniori de aici, din județ, de la noi, și este păcat. Este păcat. Vă gândiți în primul rând la Buziuc acum, nu? Mă refer și la Buziuc și la mulți alții care deja sunt la divizia B, chiar și la divizia A, și ar putea să fie la Suceava și aveam echipă de oameni locali și fotbal de calitate la Suceava aici. Da. Da, dar noi tot așa mai pierdem niște starturi, niște nu suntem foarte consecvenți din punctul ăsta de vedere și nu ne iese, da? Dumneavoastră vedeți posibilă fuzionarea celor două cluburi sau nu știu care e termenul cel mai corect, că și aici sunt niște etape, niște pași pe care să-i faci un anumit timp înainte trebuie să anunți schimbarea numelui. În perioada de când sunt în cadrul fotbalului în Suceava, totdeauna se punea problema: Consiliul Județean este de anumită culoare politică, la primărie este de altă culoare politică. Și nu exista o colaborare, mă refer din punct de vedere financiar. Ori în momentul de față, văzându-l și pe domnul președinte Nichifor la Dorohoi și toți ceilalți oameni de răspundere la nivelul conducerii județului și văzând inițiativa domnului primar Lungu, care sunt convins că vrea să sprijine tot sportul la nivelul municipiului, cât și în mod special fotbalul, care este vrând nevrând, toată lumea trebuie să recunoască că este sportul regii. Deci, cum s-ar spune, primul punct ar fi rezolvat o înțelegere bună la nivelul celor două instituții, care are o mare importanță în stabilirea bugetului.
E, nu rămâne decât un singur lucru, domnul Marius. Să se apeleze la oameni de specialitate, să se întocmească un buget în funcție de proiectul pe care trebuie să se pună, să se pună. Iar cât privește unirea dintre cele două cluburi, eu nu cred că la experiența care au acumulat-o și unii și alții, nu pot să înțeleagă că numai prin unirea celor două cluburi poate să facă o adevărată performanță. Pentru că este foarte greu și pentru Rapid ca să meargă de ei singuri și cu câțiva sponsori care are în spate și cu sprijinul substanțial care vine din partea primăriei, cât și celor de la Sporting. Ori, așa, având o echipă în Liga a doua, o echipă în Liga a treia și, cum am spus, centrul de copii și juniori concentrat, avem antrenori foarte buni la nivelul județului, nu sunt multe județe din țară să aibă antrenori care avem noi. Pe organizarea bazei materiale, punerea în funcțiune a terenului de la LPS, toți juniorii concentrați, cei care sunt buni pentru performanță, să poată face și școală, să trimite și la școală oameni acolo. Avem universitate care poate să termină o facultate de sport sau chiar ceilalți care au înclinații spre alte materii poate să o facă. Deci, gândindu-ne și la viitorul lor, care va face fotbal, va fi din altă performanță, va merge prin alta performanță. Ceilalți poate să pregătească și o meserie din urmă, pentru ca să nu rămână, știu eu, nefolositori societății sau, în primul rând, să poată să se întrețină ei. Numai în felul acesta, dacă ne gândim la, ne uităm la județele vecinii, se poate face performanță. Eu nu cred că județul Botoșani are o putere financiară mai mare decât la noi. Dar acolo există un om deosebit care, din fericire, s-a școlarizat la noi, se numește Cornel Schweitzer. Este un om extraordinar, este un om organizatoric excelent, este un om corect, este un om de inițiativă și asta a făcut, a dat încredere oamenilor din conducerea județului, din conducerea primăriei, au făcut bugetul, au găsit câțiva oameni buni investitori și uitați că Botoșaniu ne reprezintă Nordul Moldovei în Liga a I-a. Să ne uităm la Piatra Neamț, ați văzut și Piatra Neamț de când stă în Liga a I-a. Iașu, acolo ar putea și ei să fie peste toți, dar măcar e bine că acum sunt șanse să rămână și Iașu în Liga a I-a. Ori noi, Suceava, dacă stăm și ne gândim în ultimii ani, câți jucători au ieșit la noi pentru performanță și ne uităm pe lista celor de la Piatra Neamț sau de la Bacău sau de la Iași, o să vedeți că la noi predomină și asta înseamnă ceea ce am spus de la bun început, noi materia primă o avem aici la noi, trebuie să o prelucrăm și să o folosim. Bun, dar asta e cam în toate domeniile, cred că e o chestie omnivalabilă cu materia primă pe care o avem și o dăm chiar la stadiu de proaspăt finisat sau puțin finisat, în loc să ne mândrim cu ceea ce am putea produce. Și odată în plus e și fotbalul din punctul ăsta de vedere. Vă dau perfectă dreptate și rămâne să vedem acești primi pași, n-a coagula, n-a închega ceva, pentru că eu cred că și pentru copii ar fi o mult mai mare bucurie să știe că reprezintă județul. Și mă gândesc numai departe la mega performanța pe care au făcut-o micii rugbiști în ediția de campionat pe care o au avut-o la Under 19. O performanță ieșită din comun, dar asta e tot rodul muncii unor antrenori deosebiți. Da, 2 minute de publicitate, revenim. Da, ne întoarcem la problemele fotbalului nostru, cel de toate zilele, pornind de la fotbalul județean și până la cea mai înaltă reprezentare. Spuneam că înfrigurați așa așteptăm rezultatul de la UEFA în ceea ce privește echipa campioană a României, pentru că e, cum să spun, atât de important e fiecare bănuț care intră în fotbalul ăsta românesc, încât o lovitură de maniera asta
sărăcește, fie vorba între noi, fotbalul românesc cu măcar vreo 25 de milioane de euro și asta o spun grosomodo. N-are sens să mai intrăm în alte amănunte. Ca să nu zic că o decizie de genul acesta poate... Hai, nu zic eu să știrbească din ceea ce înseamnă pasiune pentru acest sport, dar măcar o anumită cotă de dezamăgire din partea unora și o imagine proastă aruncată, cred eu că va produce deranj. Adică va fi și asta nu doar în Curtea Stelei. Cred că pentru toată lumea va fi mai rău. Și asta nu încerc să câștig așa un soi de empatie pentru... Domnul Marius, FIFA, UEFA, în ultima perioadă, n-au iertat absolut nimic. Și să nu uităm că acolo, într-adevăr, în comisia care judecă acest caz, sunt oameni reprezentativi, juriști, specialiști, oameni de fotbal, oameni care nu se joacă și nu umblă cu jumătăți de măsură. Eu totuși mă bazez pe ideea că la data de referință UEFA nu considera premierea mită. Poate acest aspect va beneficia Steaua, știu eu, de o sancțiune mai blândă până la nivelul, știu eu, unui amenzi sau în cel mai rău caz o suspendare pe un an de zile. Dacă îi se dă mai mult, îi drastic. Dacă îmi permite să am și eu un punct de vedere pe această temă, stimați respectatori, eu zic așa. Eu cred că va veni o suspendare foarte clară pentru Steaua, iar motivarea celor de la UEFA e una că se poate de simplu. Atât timp cât voi în țara voastră ați dat condamnare pe așa ceva și eu, noi nu ne băgăm în problemele voastre. Corect. Și asta este. Ați înțeles? Da. Adică e o decizie în care, somne, UEFA este chiar se spală pe mâini ca Barabas, nu? Ar fi o nu pată, ca Barabas, ca o pată grea pentru fotbalul nostru, că așa cum bine ați spus, se pierd niște bani și nu puțin. Și totodată și reprezentarea, Steaua totdeauna ați văzut că ne-a reprezentat destul de bine, da, în jocuri. Da, asta... Da. Vom vedea până dimineață ce o să apară. Eu vă spun sincer, nu prea am cum să fiu optimist. E o problemă în care deja discutăm de justiție, cum spuneați dumneavoastră, domnule, dacă e decizia unei comisii, eu nu o pot, dar de ce nu aș putea să o comentez? De ce nu, că e decizie, dar dacă e o decizie care moralmente e greșită, despre ce discutăm aici? Adică, din punct de vedere sportiv, echipa de fotbal, în speță Steaua, nu a fost niciun meci trucat în baza căruia să fi câștigat campionatul, nu a fost ceva, dacă asta este decizia de acolo, ok, eu aș fi vrut, cred că singura șansă pe care o mai are Steaua la ora actuală în toată ecuația asta e motivarea, nu? Cum se cheamă? Motivarea, cea pe care o prezintă judecătorii în momentul în care au dat verdictul final în ceea ce privește condamnarea în cazul de față lui... Motivarea, da? Deci să vedem ce scrie motivare. Că dacă scrie motivare că Gigi Becali a făcut el pe acolo, a schimbat niște date, a făcut evaziune și că de-aia i-au dat în dosarul în care a fost judecată Mita și nu știu ce și așa mai departe, da, atunci e ok. Adică sancțiunea de la UEFA nu are cum să vină. Nici moralmente, nici din punct de vedere. Iar în campionatul României Steaua atunci a fost, dacă nu mă înșel eu, depunctată pentru chestiunea respectivă. De câte ori primește aceeași pedeapsă pentru aceeași faptă? Bine, sancțiunile din Federația Română de Fotbal. Sunt unele pe UEFA și... UEFA e altă. Da, în fine. Eu mă gândesc în primul și în primul rând în situații de genul acesta că practic ce e de pedepsit, da? Dar nici într-un caz nu cred eu că ar trebui să iei dreptul unui jucător, zic, dau un exemplu, Bourceanu, da? Să iei dreptul de a juca în Liga Campionilor pentru o chestiune petrecută acum nu știu cât timp, care de fapt nu s-a petrecut, adică e o chestie pur românească aici, vă spun sincer, eu așa o văd. Da, dar FIFA spune așa, da? Lăsați jucătorii să joace, jocurile să joace numai pe teren și să nu mai existe alte probleme de culise.
Și din cauza aceasta sunt sancțiunile foarte drastice. Corect. Până la urmă așteptăm. Eu nu vă spun sincer, nu mă aștept la un rezultat pozitiv. Și cazuri au fost. Dar atenție, de ce zic partea, că asta e partea proastă? S-au făcut programările, da? Da, s-au făcut, s-au făcut programările. Deci dacă Steaua este exclusă, la revedere, nu se duce altă echipă în Liga Campionilor. Se califică echipa din Macedonia. Da? Deci dacă... Păi, nu că ar fi fost... Dom'le, echipa de pe locul 2, Astra sau care era, nu? Petrolul sau care... Bă, o echipă românească se ducă în locul Stelei. Nu? Banii în cazul ăsta rămân la UEFA. Ați înțeles? Deci aici, de asta zic că e marea durere care se petrece. Și da. Nu, nici nu văd o ieșire din punctul ăsta de vedere. Nu, nu, Marius. E adevărat că tot despre fotbalul din țară la noi vorbim, dar eu... Tragem... Sufletul meu e tot la noi aici, corect, la problema, la bucătăria noastră. Mă uit aici pe statistică și îmi face deosebită plăcere să reamintesc că în cadrul AJF-ului Suceava, deci pe lângă Liga a 4-a cu 16 echipe și 16 echipe de juniori A1 care au jucat în deschidere și acum toată lumea a văzut cât de important și cât de folositoare este această grupă de juniori. În primul rând este alimentarea pentru echipa de seniori, cât și creșterea copiilor. Am mai avut și juniori C, D, E. La un moment dat chiar discutam cu colegii din cadrul AJF-ului, am avut probleme de organizare și probleme de disciplină la juniori, ce mai mult cât am avut la cei de Liga A5-a. Dar una peste alta, fiindcă ne aflăm la momentul bilanțului, am încheiat deci recentul campionat, deja am început să ne gândim la campionatul următor. Nu pot să închei până a reaminti și a mulțumi totodată și a felicita pe ACSR member Câmpul Lung Moldovenesc, care a fost campioană la juniori E, pe ASEA Bucovina Șcheia, coordonată în momentul de față de către Luceafor Bucovina Suceava, de altfel acum în pauza competițională își va schimba denumirea în Luceafor Bucovina, la junior D. Da, practic acolo discutăm chiar de la nivelul ăsta mic, de la nivelul juvenil, discutăm de absorpție, de unirea forțelor la un moment dat, nu? Da, sigur. De coagulare. Da, de coagulare. Și mi-am adus aminte, da, am greșit, adică nu că am greșit, nu mi-aduceam, aveam eu un lapsus, e vorba de Pilat din Pont, cel care... ACS Rapid CFR Suceava a avut campioană la junior C și ACS Șomuz Fălticeni la A1, juniori de care vorbeam. Tuturor felicitări și așteptăm și în campionatul următor să facă o figură frumoasă și de ce nu să ajungă finaliști pe categoria de vârstă la care participă. Vreau să mai arăt că deci la Liga A5-a am avut 3 serii și să felicit cu această ocazie pe AS Viitorul Verești în seria 1-a, care a primit dreptul de promovare în Liga A4-a, pe AS Progresul Frătăuță Vechi și CSM Dorna Vatra Dorne. Urmează săptămâna aceasta să avem ședință de comitet executiv, unde vom oficializa toate rezultatele și toate documentațiile și totodată vom face întâlnirea cu delegații echipelor pentru organizarea campionatului următor. Da, da, aș vrea să-mi povestiți, pentru că mi-am adus aminte și bine, era unul din subiectele de discuție de astăzi, pentru că noi nu ascundem nimic sub preș, dar la un moment dat erau niște titluri în presă, am mai văzut mârlănia făcută la AJF Suceava. Care a fost până la urmă povestea? După aia am văzut, AJF și-a reparat greșeala. De unde? Domnul Mare, explicați-ne punctul nostru eu, de vedere. Aici problema se împarte în două. La modul ironic și neprofesionist, cum s-au grăbit unii să dea un anunț nejustificat și care a creat oricum o imagine proastă și eu nu vreau să o comentez mai mult sub alt aspect. Și al doilea lucru, e vorba de exact ce s-a întâmplat sub acest aspect. Păi, ei ce spuneau la ora respectivă? Deci, Federația Română de Fotbal, ca de altfel, prin compartimentul copii și juniori, acolo au avut niște oameni, zic eu, mai puțin pregătiți și niște oameni care au gestionat foarte slab acest
acest compartiment. Ca de altfel, dacă ne uităm la statistici și la rezultatele juniorilor, vedem că toate naționalele noastre de juniori, care cum ne oprim, ne-au înghesuit peste tot. Cât 10 la 1 am luat 10 la 1 și mai departe. Dar asta e altă problemă și nu vreau eu să o comentez sub aspectul ăsta. Eu ceea ce sunt supărat, sunt supărat că, în primul rând, nu a avut măcar bunul simț domnul de la gazetă când l-am sunat, mai ales că înainte de a da acel anunț, m-a sunat și mi-am spus punctul meu de vedere. Deci el îl știa. Dar probabil că a fost mai valoros, mai de efect, mai ușor să-și publice pe site un neadevăr și să aibă curajul după aia să-mi răspundă. Dar practic, neadevărul în sine despre ce e vorba. Uitați, exact. Da? Vă rog. Deci, Federația Română de Fotbal, înainte de începerea campionatului, în comitetul executiv a hotărât tot ce este campionat la juniori, indiferent de categorie, se acordă 3 puncte la victorie și 1 la nul. Având în vedere că site-ul Federației Române de Fotbal pe care lucrăm și noi, din 42 de AJF-uri, până în momentul de față, suntem racordate 34. Site-ul încă și în momentul de față este în lucru. În primele 2-3 etape au fost cu 4 puncte, după aia când a apărut varianta asta, au modificat-o la 3 puncte. Ca ulterior, eu nu m-am ocupat direct de compartimentul junior în cadrul AJF-ului. De acest aspect s-a ocupat domnul Antoniu și nu a sesizat, nici el nu a sesizat de altfel nimeni, că toate județele mergeau pe clasament de 4 puncte. Dar atenție, ceva curios. Clasamentul la zi apărea cu 4 puncte, iar clasamentul adevărul, pentru cei care știu ce înseamnă clasamentul adevărul, era calculat pe 3 puncte. 3 județe din țară erau înregistrate cu 3 puncte. Iași, Călăraș, Constanța. Duminică, la ora 4 și ceva după masă, vorba de jocul de la Bolovăț, unde Fălticeni au pierdut acolo și Stroiești au avut acasă, că scandalul este dintre Stroiești, da, și Fălticeni. Păi, aici, bun, Fălticeniu și am fost sunat, mai apropiați de am fost sunat de colegul de... Dom'le, locuiesc în Fălticeni, dacă locuiesc în Fălticeni, asta nu înseamnă că eu de acum sunt unde, îmi mut casa la Baia și Baia au echipă de fotbal, nu? Păi, sau atunci, cei care sunt în Suceava. Se mută după dumneavoastră care vrea să câștige campionatul. Slujba-i slujba, drujba-i drujba, domnul Marius. Corect. Da? Am fost sunat de colegul de acolo și mă întreba, băi, Aurelie, care e problema? Că noi colaborăm între noi și știi că eu nu mă joc cu regulamentele. Cum e situația cu copiii ăștia? Sunt 4 puncte sau 3 puncte? Păi, omule, dar ce-i dat acolo? Păi, bă, că la voi ai dat 4 puncte. Am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe reprezentantul Federației Române de Fotbal, pe domnul Pașu. Domnul Pașu, spuneți-mi și mie, care-i treaba, domnule, cum să mergi la juniore A1? Cu 4 puncte sau cu 3 puncte? Domnul Daicu, păi, da, părut foarte mirat, foarte curios. Domnule, zici, da, este hotărârea comitetului executiv dată dinainte de începerea campionatului. Bun, și de ce n-ați dat-o pe site, de ce n-ați dat-o publicității, de ce nu au venit și nouă o adresă în sensul ăsta? Eu acum ce comunic? Unii vor 3 puncte, unii vor 4 puncte. De la diferența asta, la 3 puncte, la 4 puncte, se putea schimba ordinea exact, clasament, da? Schimba ordinea clasamentului, la 3 puncte era Fălticeni, la 4 puncte erau Spreț. Da. Așa. Am înțeles. Dat fiind faptul că s-a ajuns pe... s-a întors de la 4 puncte la 3 puncte. Așa. Da. Și atunci răspunsul lui a fost așa. Domnule, e cu 3 puncte. Vă rog frumos, dați anunț, dați temeiul legal ca eu să explic oamenilor să nu mă găsească pe mine vinovat în sensul ăsta. Domnule, dar este regulament care e publicat. Când mă uit pe site la regulamentul publicat, într-adevăr, este regulamentul pentru juniorii A, republicanii, care e aceeași vârstă, și juniorii A1, care se referă la juniorii de Liga A4. În regulamentul la juniori A scrie clar că sunt 3 puncte, respectiv 1 punct. La juniori A1, în speță în cauza noastră, spune că departajarea și clasamentul se face conform RAF. Când ne ducem la RAF, scrie 4 puncte, îl sun din nou. Domnul Pașcu, cum, domnule, te scrie aici? Nu, domnule, e modificat. Păi modificarea a RAF-ului.
Repet, dați-mi temeiul legal. O rămas când de a doua zi dimineață. A doua zi dimineață mă direcționează către reprezentantul AJF-ului, domnul Sorescu de la Pitești. Așa, el răspunde în cadrul de juniori, în cadrul Federației Române de Fotbal. Îl sun pe domnul Sorescu. Domnul Sorescu, ce știi din situația asta? Domnule, trei puncte. Uitându-mă în clasament de site, și la el era 4 puncte. Domnule, dar văd că și la dumneata ai 4 puncte. Cum spui de 3 puncte? Domnule, zice că ai dreptate. Păi să vorbim cu domnul președinte. O vorbim cu domnul președinte Mircea Sandu și pentru ca să evite încurcătura care au făcut-o ei, domnul Mares, am și eu... Dar nu, e clar. Și văd aici o declarație, da, dumneavoastră la vremea respectivă furnizată site-ului Suceavan Gazeta SV. Așteptăm hotărârea departamentului. Nu e treaba AJF Suceava, nu suntem implicați, nu noi administrăm site-ul. Dacă cei la federație spun că se acordă 4 puncte la Victoria, atunci 4 rămân. Părerea mea, și aici îmi place cum a spus problema, părerea mea este că trebuie păstrat sistemul de punctaj adus la cunoștința echipelor înainte de startul campionatului. Exact. Și domnul președinte Mircea Sandu mi-a confirmat mesajul. Domnule, acolo unde s-a publicat, s-o știu de 4 puncte, să se omologheze clasamentele cu 4 puncte. Și acolo unde au fost cu 3 puncte, se meargă 3 puncte. Și am mers pe varianta Stroieștiul și noi am omologat clasamentul cu 4 puncte. Ei, a urmat ultima etapă, Stroieștiul acasă cu Sportingul și Fălticeniu acasă cu nu știu cu cine. Și au câștigat Fălticeniu acasă, iar Stroieștiul au făcut 2-2 cu... Cu Sportingul. Cu Sportingul. Făcând 2-2, au trecut Fălticenii pe primul loc. Ce vin am avut eu? Iar domnul care deja a aruncat cu piatra, cum să spun, în geam, sper să fie la ultima variantă de genul acesta, când în situația în care o să mai dea publicității și o să ponegrească AJF-ul cu date neverificate și eronate, o să îmi rezerv și dreptul. Vă rog frumos, nu mai amenințați un coleg de preasă. Nu ameninț. Adică omul ce a făcut? A prins și el niște informații, le-a furnizat, uite așa, până la urmă știți cum? Decât se fi rezolvat așa pe sub masă. Norocul face că eu nu mă pierd așa cu firea, cum cred unii. Această informație care a fost făcută, ca să vă spun clar până la final, a fost făcută cu ideea ca să facă o presiune asupra mea. Ori eu nu încalc regulamentele la anii care am, la experiența care o am eu acum, nu mă pot eu să mă înșel. Și aici dați-vă seama clar că una din părțile implicate, mă gândesc cei la Voința Struiești, care erau din punctul meu de vedere nedreptățiți dacă se întâmpla ceva de formă, dar fără... Cum puteam eu de la, să mă trezesc și eu atenție, cu pentru două ce, etape la niște schimb. Copii să restricăm categoric. Îi avantajam pe unii, plângeau ceilalți. Îi dezavantajam pe ăștia și băgam pe dincolo. Departe de mine, adică total de voința mea. Nu ați fi om pe care îl cunosc eu dacă ați făcut lucrul ăsta împotriva copiilor. Eu nu vreau să fac Dar vă spun de asemenea că și colegul meu cu certitudine, tot, el dacă e mânat de cel mai bune intenții pentru fotbal. Eu nu comentez treaba asta, eu comentez ideea că nu a procedat profesionist, nu a procedat ca un om corect și mai ales că eu am vorbit așa cum vorbim noi amândoi aici, mai ales că mă cunoaște și își dă seama că eu nu puteam să fac o asemenea gafă indiferent care ar fi fost situația. Și mai ales la copii. De la anul. Dar acum, știți cum e? Eu nu cred că am identificat și cine e vinovat în toată ecuația asta. E micul meseriaș de la Federația Română de Fotbal, de la FRF, de acolo la București, care prin toate aceste politici foarte deștepte aduse ne-au adus la nivelul să luăm bătaie cu 10-1 de la nemți, să facem un foarte frumos rezultat de egalitate prin Feroe și așa mai departe. Adică e vorba de mitică ăla de la București, mitice aia. Dovada că Dan Ionescu, care el a condus departamentul de copii juniori mulți ani, dar în ultima perioadă au scăpat hățurile de mână, cum s-ar spune. Da. Și un protest din partea mea, direct la Federația Română de Fotbal Plus și alți din colegii mei, a făcut ca sâmbăta următoare era adunarea generală, n-am mai fost confirmat în funcția de director al acestui departament, în locul lui fiind numit domnul Pigulea.
și el retras pe un alt post în cadrul departamentului. Bine, nu e asta o bucurie pentru noi. A fost o greșeală a lor și nu-i posibil așa ceva. Și eu o spun cu durere în suflet că noi de la juniori nu cât avem neapărat numai rezultate. Da. Rezultatele de ce încununează? Munca și valoarea fiecăruia, da? Dar este viitorul fotbalului ce vine din urmă. Da. Oricând vezi că la toate categoriile de vârstă am luat bătaie și de la turci și de la cine ne opresc și albaneză și toți, ce poți să spui de activitatea la acest departament? Și nu vreau să mai intru mai am în alte amănunte. Aici este o proastă organizare cu un an din urmă de la selecțiile care se făceau pentru loturile naționale, fel de intervenții, fel de lucruri. E chestii de genul. Am înțeles. Bun, deci, haideți să încercăm să încheiem pe un ton cât de cât mai optimist, pentru că, în definitiv și la urma urmei, asta ne propunem. Știm foarte bine că sunt și în continuare vor fi. La anul, vă spun eu, tot or să apară. Ba pe o interpretare de regulament, ba pe ceva, că asta este. Fotbalul naște pasiuni puternice din punctul ăsta de vedere. Da. Adică sunt convins, cei de la Struiești s-au simțit total nedreptățiți în momentul în care au văzut că se schimbă clasamentul acolo pe site și așa mai departe. Dar acum, cum să spun, trebuie să vedem și ce am întreprins noi din punctul ăsta de vedere. După cum a spus, și decizia noastră mi s-a părut una cât se poate de bun simț, doamne. Chit că e o greșeală de acolo, sigur. Dar hai să mergem după regulile care s-au stabilit la bun început. Adică nu schimbăm regulile jocului în timpul jocului. Mi se pare normal. Chit că de la București venea, exact. Nu, domne, clar, de acum 3 puncte și erau avantajați. Nu. Explicația care am dat-o la București, domnul președinte a apreciat-o ca atare și ca dovadă. Da, dar vedeți dumneavoastră și domnul președinte a dat o declarație care e 100% în favoarea noastră a Rapid CFR-ului, da? Dacă acolo judic o comisie, aici se judică altă. Am înțeles. Bun, avem așa, o nouă promovată, FC Pojorâta, bravo lor, mult succes în Liga a 3-a. Bucovina Rădăuți, în Liga a 3-a, tot o echipă promovată cu un an, o comportare, aș spune eu, meritorie, exact, la prima prezență în Liga a 3-a. Sportingul deja e o prezență tradițională și ne dorim o fuziune cu Rapid CFR-ul. Rapid CFR-ul să rămână în Liga a 2-a. Exact. Ați punctat foarte bine în cadrul acestei emisiuni. Domne, eu sunt convins că putem face pe aia acolo să dea bunul Dumnezeu. Eu am mare încredere în jucători, că în situații... Televizează meciul, da? Nu știu, nu am mai informat, dar că normal ar trebui să-l televizeze. Păi nu? Da, sigur că da. Pare mi se trebuia televizat în prima fază, da. Așa că aveau aia niște bani. Dacă nu se deplasează Bucovina TV, se duce și filmează. Da, și dăm înregistrarea, dă victoria. Că noi avem. Da, măcar din punctul ăsta de vedere și ar fi bine. Eu aș miza, vă spun sincer, pe o victorie în meciul respectiv. Dar mi se pare nedrept să-i ții pe oamenii ăștia încă 2 săptămâni și nu știu cât după încheierea campionatului. Da. Bun, deci Pojorâta a promovat. Cine intră în locul lor în campionat? În locul lor în campionat a intrat, deci, Viitorul Verești, Progresul Frătăuții Vechi, Torna Vatra Dorni. Și au retrogradat Stroieștii și Pătrăuțul, care se retrăseseră. Ei se retrăseseră. Da. Acum urmează o vizionare de nou a tuturor bazelor sportive la Liga a 4-a. Dar în principiu deja sunt condiții la Liga a 4-a că se poate de în regulă. Se poate de în regulă, da. Și echipii cred care... că mai aveți doar vreo 2 locuri unde nu este apă caldă. Apă caldă este dotată peste tot, că altfel nu toți le dădeam drumul, da. Dar vedeți, asta este iar din nou un subiect care se termină pe finalul emisiunii și nu ne mai permite timpul, dar de data aceasta vom fi foarte drastici acolo unde nu se va respecta litera toate aceste condiții. Nu este permis să vii de la 100 de kilometri, să joci, să fii noroi, să fii ploaie, să fii praf, să nu ai apă caldă, să te speli, să poți pune cămașa. Și un vestiar cât de cât în regulă. Da. De-aia am spus în emisiunea anterioară, când am fost la dumneavoastră, la Liga a 5-a la Preotești, mergeți și vedeți ce frumos au făcut acolo. Mergeți și vedeți la Pojorâta ce lucrări au făcut domnul primar și vedeți ce lucrări sunt acum pentru baza sportivă, va arăta pentru nivelul Ligii a 3-a, va fi ceva
foarte, foarte frumos acolo la, la Pojolet. Da, cam asta, da. Cam asta este dovadă de standardul nostru. De domnul Mares, noi intenționăm pe data de 18 august, adică mergem exact după programul care l-am avut în campionatul recent încheiat. Adică vrem să începem pe data de 18 august, cu posibilitatea, dacă timpul ne permite, să mai jucăm două etape din retur, să mai putem prelungi începerea în perioada de primăvară, că știm că e zăpadă și timpul cam nefavorabil, fiindcă noi suntem deci în parte... să jucăm pe cât se poate de mult, acum, din exact. August până cât ne permite vremea... Cel puțin încă în decembrie, încă două etape. Ca să putem să ne încadrăm, să terminăm în prima parte a lunii iunie, ca de altfel așteptăm la jumătatea lunii iunie la anul să mai băgăm o echipă în Liga 3. Să vedem care sunt scrie. V-ați propus Liga 3 să o faceți numai de echipă. Să punem acolo, să alimentăm și la Liga 3, de acum ne punem să meargă să promoveze fiecare an câteva la Liga 2. Și aceea de la Liga 2 să duc la Liga 3. Astea sunt visuri mari. Da. Domnul Daicu, ce să vă zic? Mult succes în continuare, grijă mare cu arbitrii, stați bine în momentul de față? Domnul Mares, aici vechea discuție. Auleu. Ce, nu mai avem timp. Ce promovăm, atâția se retrag. Arbitrii numai și numai cu ajutorul conducătorilor, dacă vom avea înțelegeri de la ei, fiindcă așa, după cum v-am spus, 80% aproape din lotul de arbitri, 107 arbitri cât avem noi, sunt arbitri tineri de 17, de 18, de 16 adică ani. Adică trebuie crescuți, trebuie, ca să spun. Trebuie crescuți, trebuie înțeles și ei trebuie să înțeleagă că nu poți să ajungă arbitri dacă nu pune mâna pe carte, să înveți partea teoretică, nu se duce să pregătește fizic și nu crede și că nu mai se meargă numai la examenele oftalmologice ca să vadă. Și nu merge numai de duminică în duminică și cu aceea ca să poți să ajungi arbitri. Dar asta este un subiect, poate să-l discutăm cu altă ocazie. Intenționez să fac și o organizare ca lumea și la nivelul Comisiei Județene de Arbitri. Eu vă rog un singur lucru. Să aveți mare grijă de campionatele astea de copii, de juniori, pentru că aici, practic, ne e viitorul. Aici o să apară niște surprize. Vreau să... Mai ales că Federația Română de Fotbal, după noua structură și organizare care o face acum și intenția de a trimite echipele la noi, la AJFE, vom merge foarte mult pe centrele de copii și juniori. Aici vom vedea, mai ales că avem în foarte multe localități săli de sport. În sălile de sport pot fi organizate turnee, că la copii inițial de aici se pornește, de la fotbal în sală. De acolo a ajuns și Mihai Roman unde a ajuns și mulți alți care. Am înțeles. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc mult succes în continuare și un campionat cât mai bun, cu o nouă promovare la anul. Să dea Dumnezeu. Stimați telespectatori, atât pentru această ediție a emisiunii Bucovina Sport Action, până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune și tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.